În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Iubiți credincioși, ne găsim din mila lui Dumnezeu în duminica după înălțarea Sfintei Cruci. O duminică care încheie un timp sfânt prin care noi învățăm să ne odihnim frunțile pe brațele crucii lui Hristos. Și mai mult ca atât, învățăm să ne plecăm genunchii la umbra crucii lui Hristos. Pentru că prin cruce a venit bucurie la toată lumea. Iubiți credincioși, Sfânta Cruce ne îmbrățișează pe toți cu iubirea desăvârșită a lui Hristos și ne curăță de orice necurăție prin trupul cel răstignit al lui Hristos și mai ales prin sângele Său care necontenind se varsă pe crucea mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos. Crucea, în prealabil pentru noi, și ori de câte ori o facem, ori de câte ori ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci, ori de câte ori ne asumăm crucea personală în viețile noastre, și ori de câte ori credem cu tărie în crucea lui Hristos, noi de fapt mărturisim învierea lui Hristos și totodată învierea noastră. Pentru fiecare dintre noi care credem cu adevărat în Hristos și în învierea lui Hristos, crucea face parte din viața noastră. Și niciodată noi nu o să putem să ne desclipim de crucea lui Hristos, la fel cum nici Hristos nu s-a deslipit de cruce. Pentru că nu există înviere fără jertfă și nu există jertfă fără înviere. De aceea Biserica a așezat ca praznicul înălțării Sfintei Cruci să fie încununat de două duminici. O duminică dinaintea înălțării Sfintei Cruci și o duminică după înălțarea Sfintei Cruci, arătând totodată și îndemnându-ne pe fiecare dintre noi să conștientizăm cu adevărat puterea și asumarea crucii în viețile noastre. Mai departe, aș dori să vă aduc la sufletele dumneavoastră câteva cuvinte legate de această perioadă a cinstirii înălțării Sfintei Cruci. Pentru că, în primul rând, crucea trebuie să o vedem din trei puncte de vedere, din trei aspecte. În primul rând, crucea este un semn. În al doilea rând, crucea este un obiect. Iar în al treilea rând, crucea este o cale, un drum. Și dacă ați fost cu luare aminte, la duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci, atunci când Mântuitorul nostru Iisus Hristos vorbea cu Nicodim despre adevărul și despre viața cea veșnică și despre nașterea omului din nou, din Duh. La un moment dat, Mântuitorul nostru Iisus Hristos aduce înaintea lui Nicodim o întâmplare din Vechiul Testament în care Moise era cu poporul evreu și ieșea din robia egipteană și călătorea prin pustiu. Și la un moment dat, mulți șerpi veninoși s-au năpădit asupra poporului și îi mușcau. Și toți care erau mușcați muriau. Și atunci Moise și-a înălțat glasul către Dumnezeu și Dumnezeu l-a auzit. Iar în același timp, Dumnezeu l-a îndemnat pe Moise să făurească un șarpe de aramă și să-l pună pe un stâlp. Și a îndemnat ca toți cei care priveau către acel șarpe se vindecau, chiar dacă erau mușcați de acei șerpi veninoși.
Aceasta o arată Mântuitorul nostru Iisus Hristos ca o prefigurare a semnului Sfintei Cruci. Pentru că jertfa mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos și crucea lui Hristos ne vindecă pe fiecare dintre noi de bolile noastre, de păcatele noastre, de tot ceea ce este murdar în lăuntrul nostru. Pentru că atunci când ne împărtășim cu trupul și sângele lui Hristos, trăim de fapt și moartea, și răstignirea, dar și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Și acest lucru l-a arătat Mântuitorul nostru Iisus Hristos ca semn, pentru că crucea și înălțarea acelui șarpe prefigura înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos pe cruce, pe dealul Golgotei. Și tot legat de Sfânta Cruce ca semn, fiecare popor de aici, de pe pământ, și în special cei care au o credință, au un semn distinct al credinței lor. Și v-aș da doar câteva exemple. Poporul musulman are ca semn distinct al credinței lor semiluna, iar poporul evreu are ca semn distinct al credinței lor steaua lui David. Iar noi, ca biserică, ca biserică ortodoxă, avem ca semn distinct crucea lui Hristos. Și știți ce este interesant? Pentru că și musulmanii și evrei și-au ales ei semnul distinct al credinței sau al religiei lor. Însă noi nu l-am ales noi, ci l-am primit în dar de la Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea crucea străjuiește pe toate bisericile noastre, străjuiește în casele noastre, la răspândii de drumuri și mai ales străjuiește în inimile noastre. Acesta ar fi un aspect de a privi crucea lui Hristos ca semn. Al doilea aspect pe care aș vrea să-l pun la sufletele dumneavoastră legat de cruce este acela că crucea lui Hristos a fost și un obiect. Pentru că lemnul pe care s-a răstignit Mântuitorul nostru Iisus Hristos s-a transformat dintr-un element de tortură care până atunci înfricoșa pe fiecare om, pentru că moartea pe cruce era o moarte lentă, dureroasă și care storcea fiecare picătură de sânge din om. De aceea până la Hristos crucea era un element de tortură. De la Hristos crucea a devenit altar de jertfă al Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și foarte frumos, Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Galateni, în capitolul 2, începând cu versetul 20, spune câteva lucruri legate de crucea lui Hristos. Și spune așa el: m-am răstignit împreună cu Hristos și nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Și aici vine partea cea mai interesantă. Și viața mea, de acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Aceasta este crucea pe care noi o cinstim, semnul și obiectul pe care noi îl purtăm în viețile noastre, al fiecăruia dintre noi. Și interesant este că fiecare dintre noi, atunci când privim la crucea lui Hristos, nu ne întristăm, ci atunci când privim la crucea lui Hristos, de fapt, privim la ceea ce ne oferă crucea, și anume învierea, răscumpărarea. Și atât de frumos se spunea într-o rugăciune
ca și noi să dobândim fericirea pe care a avut-o Sfânta Elena atunci când a găsit crucea mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos pe dealul Golgotei. Această bucurie, această fericire o căpătăm fiecare dintre noi atunci când cinstim, atunci când ne însemnăm și atunci când credem cu adevărat în crucea lui Hristos. Și ultimul aspect care este și cel mai important și care face parte necontenit din viața noastră legat de cruce, este că crucea pentru noi este o cale, crucea pentru noi este un drum. Și Evanghelia Duminicii de după înălțarea Sfintei Cruci, care este consemnată de Sfântul Evanghelist Marcu, în capitolul 8, începând cu versetele 34 până la 38, ne vorbește despre cruce ca și calea pe care noi trebuie să mergem. Pentru că crucea lui Hristos este de fapt o chemare, o invitație pe care Dumnezeu ne-o adresează fiecăruia dintre noi. Și contextul Evangheliei este unul mai larg, pentru că Mântuitorul nostru Iisus Hristos, așa ne consemnează Sfântul Evanghelist Marcu, după ce a hrănit 5.000 de bărbați, a făcut acea minune a mulțirii pâinilor în afară de femei și de copii, Mântuitorul nostru Iisus Hristos vindecă un orb, iar mai pe urmă îi întreabă pe apostoli cine zic ei și cine zic oamenii că este cu adevărat El, Hristos. Și apostolii au început fiecare pe rând să spună că unii spun că ești Ioan Botezătorul, altul ți spun că ești Ilie, iar alții spun că ești unul dintre proroci. Și atunci Mântuitorul îi întreabă, dar voi cine spuneți că sunt eu? Și Petru ia oarecum atitudine și se ridică și spune Mântuitorului nostru Iisus Hristos și totodată nouă un adevăr extraordinar. Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și acest lucru, spune Mântuitorul nostru Iisus Hristos, că nu i l-a descoperit știința lui, nici trupul lui, ci acest lucru i l-a descoperit, de fapt, puterea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu l-a inspirat pe Sfântul Apostol Petru să rostească acest adevăr, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și atunci Mântuitorul își prevestește moartea, răstignirea, dar și învierea sa, cum El va fi dat în mâinile bătrânilor și arhiereilor și va fi condamnat și răstignit, dar a treia zi va învia. Și atunci Petru îl ia deoparte pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos și spune așa, mergi, Doamne, să nu ți se întâmple ție una ca asta. Pentru că Petru gândea ca un om lumește. Și atunci Mântuitorul nostru Iisus Hristos îi spune, înapoi a mea, Satan. Și lucrul acesta oarecum îl întristează pe Petru, dar în același timp îl întristează și pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Pentru că menirea și venirea sa în lume a fost aceea de a răscumpăra pe fiecare dintre noi, de a ne împăca din nou cu Tatăl cel Ceresc. Și mai departe, ne spune Evanghelia, Mântuitorul îi cheamă la sine și le spune așa, oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Acest lucru, de fapt, este
o invitație pe care ne-o trimite Mântuitorul nostru Iisus Hristos și nouă, dar și oamenilor din timpul său. Pentru că Evanghelia Duminicii de astăzi ne arată, de fapt, măsura credinței noastre. Cum ne este credința, așa ne este și trăirea noastră. Așa ne este și crucea vieții noastre. Pentru că nu putem să spunem că suntem credincioși dacă nu ne asumăm crucea lui Hristos. Dacă nu ne purtăm cu adevărat și cu demnitate crucea lui Hristos. Pentru că Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne cheamă pe fiecare dintre noi, dar nu ne silește, ci spune, oricine voiește să vină după mine. Adică fiecare dintre noi avem posibilitatea de a urma pe Hristos, liber, fără să fim îndemnați de nimeni și fără să fim presați de nimeni. Ține de noi, de libertatea noastră, de modul cum noi ne raportăm la Hristos, în a-L urma pe Hristos. Și iar atunci când noi suntem prezenți în fiecare duminică și sărbătoare în casa lui Hristos, venim pentru că nu suntem siliți de nimeni, ci venim pentru că vrem să răspundem afirmativ chemării lui Hristos. Numai că ar trebui să nu ne rezumăm doar la a fi prezenți în biserică, pentru că acest lucru nu ne unește desăvârșit cu Hristos și nu ne poate duce cu adevărat în Împărăția lui Dumnezeu. Noi, ca și creștini, trebuie să vrem mai mult și Hristos aceasta vrea de la noi. Și după ce suntem prezenți în biserică, Hristos ne îndeamnă să ne lepădăm de noi. Acesta este cel mai greu lucru pe care îl poate face omul. Și este foarte greu pentru că fiecare dintre noi ținem la noi, la intimitatea noastră și mai mult ca atât, ținem la eul nostru. Ori lepădarea de noi este de fapt înlăturarea tot ceea ce este în noi și tot ceea ce ne strică pe noi și unirea deplină cu Hristos. Și ca să vă dau un exemplu din Sfânta Scriptură, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, după ce Sfinții Apostoli erau pe mare și toată noaptea s-au chinuit să prindă un pește, să pescuiască, și ei n-au prins deloc. Iar dimineața când s-au întors, Mântuitorul nostru Iisus Hristos i-a îndemnat să meargă și să arunce de partea dreaptă a corăbii mreaja și să pescuiască. Și Petru îi spune Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Doamne, toată noaptea ne-am ostenit și nimic n-am prins, dar la cuvântul Tău arunc mreaja mare. Și îndată mreaja s-a umplut de pești și ei s-au bucurat și au tras corăbile la mare. Și atunci Petru s-a dus înaintea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și i-a spus, du-te de la mine, Doamne, că sunt un om păcătos. De fapt, aceasta este de înlăturarea și acceptarea în viața noastră a lui Dumnezeu. Pentru că noi, vedeți, ne ostenim și zi și noapte să adunăm, să facem ceva. Dar dacă nu le facem cu Hristos și prin Hristos, ne ostenim, ne trudim, dar nu ne realizăm nimic. Ori deșertarea noastră de sine nu este altceva decât primirea lui Hristos în viața noastră. Doamne, facă-se voia Ta. Acesta trebuie să fie îndemnul pe care trebuie să-l purtăm în viețile noastre, ca voia lui Dumnezeu să se facă în viețile noastre. Și atât de frumos spune un Sfânt Părinte, și aș vrea să vă
reproduc cuvintele Lui. Spune așa, pentru cuvântul Tău, Doamne, ier, nu pentru că vreau eu să ier, dar pentru că Tu zici să ier, atunci ier. Și dacă nu pot să ier pe cel ce mi-a greșit, Te rog pe Tine să mă ajuți să ier. Aceasta este deșertarea noastră, renunțarea la propriul nostru El. Și ca să exersăm acest lucru, cel mai bun loc pe care ar trebui să-l avem în exersarea acestui lucru, să știți că nu este în biserică. Pentru că în biserică de multe ori ascultăm, renunțăm, pentru că suntem în biserică în casa lui Hristos și ne este frică. Dar cel mai bun loc de renunțarea noastră este în familia noastră. Atunci când soțul renunță la plinătatea lui și acceptă desăvârșit soția și voia soției sale și invers, și ei înțeleg că unitatea dintre ei este pusă sub semnul jertfei lui Hristos, atunci omul poate să se deșerte de adevărat de Cel ce este în el, eul și personalitatea lui. Apoi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, după ce ne cheamă, după ce ne învață să renunțăm la sinea noastră, pentru că El a fost primul care a renunțat, pentru că Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe El în lume și El s-a smerit și smerenia Lui a coborât până la jertfa de pe cruce, ca noi să putem cu adevărat să primim un loc în Împărăția Lui Dumnezeu. Apoi Mântuitorul ne îndeamnă să ne purtăm crucea. Ce este de fapt purtarea crucii? Și să știți că dacă ar putea inimile noastre să vorbească, ar spune atâtea greutăți, atâtea întristări pe care le are omul. Dar dacă știm cu adevărat să purtăm crucea lui Hristos, să știți că noi, de fapt, prin purtarea crucii îl primim pe Hristos în viețile noastre. Și mai departe, Evanghelia ne arată cât de important este sufletul nostru în comparație cu tot ceea ce vedem în jurul nostru și cu lumea întreagă. Pentru că spune Mântuitorul nostru că ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul? Sau ce-ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Așa este, iubiți credincioși. Sufletul nostru este darul pe care Dumnezeu ni l-a dat nouă și noi trebuie să-l păstrăm viu prin comportamentul nostru, prin viața noastră. Iar în cele din urmă, Mântuitorul prin Evanghelia sa ne arată cum să-L mărturisim pe Hristos, fără să ne rușinăm. Și spune așa, că cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele, în neamul acesta desfrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el când va veni într-o slava Tatălui Său cu Sfinții Îngeri. Aceasta este, de fapt, o rețetă, iubiți credincioși, de viețuire desăvârșită în cu și prin Hristos. Să nu cârtim atunci când ne purtăm crucea, să iubim pe aproapele nostru și mai mult ca atât, să prețuim tot ce avem lângă noi și mai ales sufletul nostru. Să ne ajute Dumnezeu să putem să ne purtăm crucea, să putem să-L mărturisim pe Hristos și să putem să-I cerem lui Hristos necontenit, să ne învețe, să iubim, să iertăm și să fim buni. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.